La universitate s-au strâns din nou foarte, foarte mulți oameni. Îl avem pe Cosmin Contra în direct cu noi. Bună seara! Bună seara! În această superbă seară în care Naționala României ne-a făcut un cadou atât de frumos după foarte mulți, mulți ani. După foarte mulți ani sunt iarăși oameni în stradă aici în România. Cum se vede din Spania, Cosmin Contra, toată povestea asta foarte frumoasă a României la Euro? Se vede foarte frumos. Cred că suntem și aici, toți românii suntem foarte fericiți de această performanță. Mă bucur că după foarte mulți ani acești jucători au putut să scoată atât de mulți oameni pe stradă și să și în Germania să adune așa de mulți români în tribune, să-i susțină așa de mulți și mă bucur enorm pentru acești jucători, mă bucur enorm pentru stafful administrativ al Federației, pentru antrenori. Știu că a fost un drum destul de greu, dar acum, cum se vede, am ajuns și în postura în care ne bucurăm. Noi nu numai că ne bucurăm, dar ne gândim că dacă stăteam așa să ne uităm la ce șanse ne dădeau, nu ne dădeau mai întâi șanse de calificare, după care nu ne dădeau nicio șansă să trecem din grupă și am trecut totuși de pe primul loc. Da, e bine să mergi outsider, pentru că nu ai presiunea de a trage de fața grupului, chiar dacă eu vorbim cu Nicușor Stanciu, Nicușor Stanciu îmi spunea că ei au ambiția de a trece de grupe, nu numai de a trece de grupe, de a ajunge cât mai departe în această competiție. Uite că vorbele lui Nicușor Stanciu s-au adeverit, această generație a trecut de faza grupelor și acum sperăm ca în meciul din optim să jucăm la fel de organizat, să fim cu același spirit de sacrificiu și de ce nu, să ducem un sfertul de final. Bun, atuul acestei echipe din punctul tău de vedere, pentru că știi foarte bine toate etapele prin care au trecut echipa națională, ai jucat în echipa națională, știi exact stilurile, momentele cele mai grele, cele mai frumoase. Ce are această echipă în acest moment? Care este atuul ei, Cosmin Contra? Eu cred că calificarea de pe primul loc într-o grupă cu Elveția nu a fost altceva decât să dea multă încredere jucătorilor. Și, cum ai zis tu, această ne dăm șanse de a trece de fața grupelor, probabil au făcut ca acești jucători să fie mult mai ambițios, să fie mult mai dornici de a trece de fața grupelor și toate lucrurile care s-au întâmplat de la acea calificare, de pe primul loc, nu au făcut altceva decât să motiveze jucătorii acestei echipe naționale și, bineînțeles, nu trebuie să vorbim de meritele antrenorului, pentru că a ales bine, a fost inspirat în alegerea jucătorilor, a fost inspirat în a începe cu Iani Hagi. Deci este meritul tuturor în momentul acesta și trebuie să ne bucurăm pentru ei și eu mă bucur că la un moment dat am făcut acel schimb de generații și uite că această generație a ajuns să facă această performanță. Cosmin Contra din Spania cu acest comentariu. Dar uite, e cumva ceva rotund aici la Națională. Deci noi am avut Anghel Iordănescu cu voi și acum Edi Iordănescu cu încă un succes. Ai putut... Noua generație. Ai putea să faci o paralelă așa între cei doi Iordănescu? Anghel Iordănescu, tatăl, Edi Iordănescu, fiul. Se pare că familia Iordănescu a fost la momentele potrivite, nu în viața echipelor naționale. Anghel Iordănescu, ca acea generație extraordinară, care a reușit performanțele pe care le-a reușit și acum Edi cu această generație. Nu?
nucleul echipei naționale în momentul de față e format din jucătorii care au avut acea performanță extraordinară la Under 21, campionatul european din Italia. Și atunci a venit în momentul potrivit, a avut și o calificare extraordinară de pe primul loc într-o grupă cu Elveția, care dacă nu am jucat foarte bine în multe momente din acea calificare, dar am calificat pe primul loc. Și uite, într-o grupă în care ai zis tu că nimeni nu are nicio șansă să ieșim din grupe, suntem pe primul loc. Deci, e clar că sunt antrenori foarte buni amândoi, pentru că fără a fi un antrenor bun, fără să citești adversarii, fără să pregătești echipa bine, nu ai cum. Eu am mai remarcat ceva, Cosmin, am mai remarcat ceva, și anume că au luptat pentru fiecare centimetru de teren. Cu o energie cap-coadă, fără niciun fel de colaps, nici în condiția fizică. Mi s-a părut că au fost în priză 90 de minute non-stop. Da, cum ai zis tu, probabil ne dându-i favoriți de a trece de grupe, n-a făcut altceva decât să îi motiveze și uite, acest spirit de sacrificiu, această dorință, având în spate 35, 40, 45 de mii de români la fiecare meci, cred că simți nevoia ca în teren să nu lași niciun centimetru fără să-l muncești. Nu? Și eu cred că ăsta-i meritul și suporturilor echipei naționale, că nu fac altceva decât să îi împingă de la spate pe acești jucători să aibă acest spirit de sacrificiu și să își dorească să câștige fiecare centimetru din teren. Asta e un lucru extraordinar și sperăm ca în următorul meci din Optim să se întâmple același lucru. Bun, cred că și publicul e ceva în plus de data asta, pentru că în toate meciurile România parcă juca acasă, parcă era pe stadionul ei, al 12-lea jucător, dominând tribunele atât în primul meci, chiar și meciul cu Belgia, așa cum nu mai vorbim. Da, eu am fost martor la acest lucru, pentru că am fost la primele două meciuri și îți spun că ce am întâlnit pe stadion e imposibil de descris în cuvinte. M-am simțit ca la București, când sunt 50.000 de oameni de români la un meci al echipei naționale cu o echipă importantă. Așa m-am simțit și în Germania, ca și cum am fi jucat acasă și sigur așa s-au simțit și jucătorii echipei naționale. Și crede-mă că în momentul când simți acel imn cântat de 45.000 de oameni, 50.000 de oameni, ai adrenalina aia în corp, să te vine adrenalina în corp în care, cum ziceai tu, muncești fiecare centimetru de teren pentru că te simți nevoit să faci lucrul ăsta. Față de unele meciuri din calificare, atenție, calificare de pe primul loc aici la turneul final, fără niciun fel de înfrângere, 6 victorii, 4 egaluri, dar totuși, de departe, meciurile de aici sunt peste din punct de vedere al energiei, al luptei pentru fiecare centimetru și al dăruirii asta. Oricine a văzut meciurile din calificări și le compară cu cele de aici din grupă, poate să constate că e un alt nivel. Dăruirea a fost incredibilă. Dăruirea a fost absolut incredibilă. Aș putea să spun că, cum să zic, după pauza asta de 12 ani, eu nu mai speram la așa ceva. Adică, practic, s-a născut o altă echipă din aceeași echipă. Trec anii peste jucători, mult mai cu mai multă experiență, mult mai maturi în luarea deciziilor. Și-au dat seama că după foarte mult timp echipa națională are nevoie de asta, de spiritul ăsta de sacrificiu, ca fiecare jucător să pune umorul la îndeplinirea obiectivelor. Edi Iordănescu a reușit să facă ca acești jucători să înțeleagă lucrul ăsta și nu face decât să ne bucure. Și cum am mai zis, această calificare după foarte mult timp și descătușarea asta pe care au avut acești jucători, nu? După două calificări nereușite, nu au făcut altceva decât să-i răiască și să-și dorească să facă mult mai mult. Și au reușit și sperăm acum să nu se oprească aici. Nu? Că toți românii acum, că suntem o nație care crede foarte mult în lucrurile astea, acum avem așteptări mari și sperăm că echipa națională să nu se oprească aici și să ajungă cel puțin în sferturile de final.
Mulțumim foarte mult, Cosmin Contra, din Generația de Aur, alături de noi, la telefon, în acest